5.350 de metri cubi pe secundă este debitul multianual al Dunării pentru luna iulie. Acum fluviul are un debit la intrarea în țară la Baziaș de doar 3.100 de metri cubi pe secundă. Situația se răsfrânge desigur asupra producției de energie de la porțile de fier 1 și 2, unde lipsa apei înseamnă energie mai puțină pentru sistemul național. Cele două hidrocentrale au o producție la jumătate din capacitate. 700 de megawatts oră producția la ora actuală, cu vreo 500 pe porție de fier 1 și 150 pe porție de fier 2, cu tot cu barajul Gogoșu. Mai mică cu aproximativ cât? Păi, ea în mod normal, deci ea este normală pentru debitul pe care îl avem, dar în perioada asta debitele trebuia să fie undeva la 3.500-4.000 de metri cubi pe secundă, deci este sensibil mai mică. Cu toate astea, iată că porția de fier produce în continuare 40% din total. Și navigația are de suferit. Armatorii încarcă navele la 75% din capacitate pentru a putea ajunge la destinațiile pe care și le propun. Altfel există riscul blocajului în praguri de nisip, care la debitele de acum nu au apărut pe fluviu. Dar dacă cotele vor continua să scadă, pot apărea aceste blocaje. Se preconizează că în următoarele 7 zile debitele o să fie mult mai mici față de actual. O să ajungă până la 2.860-2.900. Când puteți aprecia că ar putea apărea praguri pe șenalul navigabil la debite mai mici de? La debite mai mici, la intrare în țară de 2.400. Bine că și acum șenalul navigabil fluctuează, deci nu se mai menține, pentru că sunt depune, sunt aluviuni și de la o zi la alta se schimbă navigația, șenalul. La porțile de fier 1, nu doar seceta creează probleme, ci și două dintre hidroagregatele hidrocentralei. Cel puțin unul dintre acestea, este vorba de hidroagregatul numărul 4, are probleme la sistemul de reglaj al turbinei. Din această cauză va funcționa la jumătate din capacitatea de producție până la finele anului, specialiștii încercând să rezolve problema. Sunt probleme legate de capul de distribuție, de reglaj, de jocuri, și care nu se pot rezolva decât prin scoaterea hidroagregatelor și refacerea acestora. Au trecut oricum vreo 20 de ani de la retronicizare. Cred că ar fi cazul ca hidroelectrica să înceapă de pe acum o re-retehnologizare, ca să spun mai corect, a porților de fier. Cel mai mic debit înregistrat pe Dunăre a fost în anul 2003. Atunci debitul la intrarea în țară, la Baziaș, a fost de doar 1.800 de metri cubi pe secundă. Din această cauză, adică lipsa rezervei de apă, a fost oprită atunci și centrala atomică de la Cernavodă.